ce? Nu știu, acolo, la Procol, unde mi-a dat locuința, acolo, domnul primar. M-a pus să-mi omoară copiii. Toxicarea ne-a dus primarul să ne moară copiii. Da să vomită copiii de miros. Da, cum mi s-o tincat la copii? Da, ne-a băgat să ne moară copiii. Acum ne-a băgat în toxicarele. Domnul primar, Cherecheș, Cătălin. Ne-a băgat să ne moară copiii. Ne-a scos după dragă, ne-a demolat la casă și ne-a băgat la cuprovă. Ne-a băgat acolo în ceva camere de intoxicare. Au zis că-s condiții. S-s condiții. Dar mai condiții au făcut pe Craica. Facem condiții mâine dimineață că ne mergem înapoi pe Craica, ne facem căsări înapoi. Să ne fac, să ne dea bani să ne fac căsări înapoi. Că ne-am găsit bani din căsări, cele mari. Dar au mâncat ceva? Nu au mâncat nimic. Nu au mâncat copii. Și de la ce s-a făcut la oameni? Cum au zbrătit acolo, au făcut, Doamne Sfintele, eu da numai așa și eu, gata. De la miros? De la mirosul la toxicarea aia. Acolo a fost ceva laborator de chimicale. Sau ce a fost acolo, nu știu. De la mirosul ăla, ce toxicate, ce a fost acolo? E atâția ani de rânsul pădure, numai blocurile alea, dar că rămas soluția ce mirosul acolo în camerele alea. Ce să facem? Să mergem înapoi pe Craica să ne facem. Să mergem înapoi pe Craica și să ne facă căsurile înapoi. Asta face. Da, o fetiță nou născut, de 3 săptămâni. De când am venit cu ea, tot în varsă. Nu poți intra în scară de mirosul ăla, adică dai înapoi cu fața. La zonă mirosul așa tare, am la noapte, eu dau să mirosul așa puternic. Care cum intra, nu putut intra, că dau înapoi afară. Așa toxic e. Da, da. Lăsați așa să vadă și domnul primar ce da, se întâmplă cu primarul. La dumneavoastră, acasă, firmați. Vă rog foarte frumos, nu țineți cu primarul. Vă rog frumos, lăsați așa deschis să vadă domnul primar ce se întâmplă. Da, ușa, domnul. Vă rog în ce situație ne băgat. Am văzut. Nu au văzut. Domnul primar nu au văzut. Nu m-au trecut în trecere pe acolo. Luam tot pe acolo, știu, mai copii, nu cu noi ăștia mai mari. Vreau că tot făcut acum cu noi. Mi s-a făcut rău la copii? Păi da, deja a început cum s-au închis geamurile pe paleri și în cameri, cum a dat un pic de căldură, deja copiii au început unul și unul să dea deja. Mai toți copiii au dormit. Ne. Mâine pe drumul, iarăși cu copiii nu putem să mergem. Pe Craica, dacă ne întoarcem înapoi, ar trebui să ne facă înapoi vocioabile. Dar am câți copii mai mici? Nu. Ce să facem? No, stai mă cu mama cinci, afară. 5 copii mai mici la cuprum. Nu. Stai, cu și femeile. Nu, și femeile, așa mai în vostru. Nu. A făcut-o domnul primar. Am dat condiții bune. Te pot să stai. Acum putem mulțumi, dar mâine dimineață mergem înapoi și ne facem locuințele unde a fost. Cât s-a vorbit?
De la toxicare. Bine, am ăsta, ăsta ce? Bine, am așa, știu. E mare, e mai să laudă că e și tâde. Mai bine. Ma. Asta bine. Ce-o să faceți acum? Bă, nu știu, să vedem, o să ajungem mai departe, că nu suntem câini. Să ne facem casă, că nu mai avem bani să ne facem casă. Să ne facem de ultimii bani să ne facem înapoi. Generala copiilor este bună, sunt conștienți, respiră bine, nu au altfel de, nu prezintă vărsături, stare generală bună, deci la scoaterea din mediu toxic, care era un mediu cu hidrocarburi, se pare, cu miros de vopsele, și au revenit și la suplimentarea oxigenului. Eu nu am născut, am vrut să reținem, să-l internăm și mama refuză categoric. Câți copii? 12. Cu vârsta antre? Nu născut și până pe la 7-8 ani, cam așa. Substanța respectivă se putea agrava situația pentru ei? Dacă rămâneau în mediul respectiv, probabil, după cum am înțeles și eu, a fost proaspăt vopsit, geamurile au fost și n-au fost deschise, ei și ei cu o igienă nu prea grozavă și, na, probabil că astfel. Am înțeles și de la salvare, că de la scoaterea deja din mediu, copiii și-au revenit. S-au colonat, saturațiile în oxigen le-am luat la toți, sunt bune.